spuneți-mi. Unde e bursul meu? Nu-i mai nimeni, au plecat, astăzi numai până la 12. Și mâine iară până la 12? Nu, mâine zi normală. Lugojenii care au avut treabă la primărie și nu au ajuns la primele ore ale dimineții au fost întâmpinați de portarul instituției. La ora 12 toate birourile au fost închise, spre surprinderea contribuabililor. Ce ați vrut să faceți la primărie? Să plătesc impozitul și nu mai este nimeni. Azi e 8 martie, au plecat mai devreme. Da, asta e, România. Angajatele s-au grăbit să plece spre casă sau la restaurantul unde primăria a organizat petrecerea de 8 martie. Program scurt au avut toți cei 280 de salariați din primăria Lugoj, așa că și bărbații au lucrat mai puțin de ziua femeii. E vorba că e bine că am plecat mai repede, e bine că cineva se gândește la noi, că sărbătorim astăzi ziua femeii într-un mod un pic diferit față de anii trecuți. Gata programul pe ziua de azi. Gata, ne ducem la chef. Profitați și bărbații de gestul ăsta, nu? Da, sunt colegele, prietenele noastre. Care e problema? Nu văd nicio problemă. Nu e nicio problemă, numai și bărbații pleacă acasă. Păi toată lumea. Astăzi, 8 martie, doamnele sunt libere și în aceste condiții noi bărbații răspundem la telefon. Și doamnele din instituțiile publice din Timișoara s-au bucurat astăzi de o zi liberă. La Direcția Agricolă, 80 de angajate, la Comisariatul Județean de Mediu, 12, dar și aproape 2000 de salariate de la Direcția Regională de Poștă s-au odihnit astăzi. Nu putem să le stimulăm material deocamdată și în aceste condiții măcar să le acordăm timp liber. Asigurăm așa, în regim de avarie, nevoile clienților și sigur fetele care astăzi sunt la lucru vor primi liber imediat ce va fi posibil, dar în tot caz în luna martie. La gardă de mediu Timiș a fost întocmită o echipă de rezervă, însă 12 din cei 14 angajați au fost liberi astăzi pentru că aparțin sexului frumos. Cele 12 colege astăzi sunt libere. Este o zi importantă și pentru noi. Sărbătorim și noi ziua de 8 martie, bărbații. Șefii instituțiilor publice care le-au dat astăzi liber angajaților nu au anunțat dacă orele vor fi recuperate sau dacă funcționarii nu vor fi plătiți.